Sâmbătă noaptea, în cartierul arădean Micălaca, o mașină marca Volkswagen Golf 4 a ars din cauza unui scurt circuit la motor. Șoferul nu a observat în timp util starea mașinii și a continuat să conducă până când, de sub capotă, au ieșit flăcări. Șoferul a părăsit imediat interiorul autovehiculului și s-a îndepărtat de acesta, moment în care mașina a fost cuprinsă integral de flăcări. Datorită personalului unei benzinării din zona 500 a cartierului, care a intervenit cu un stingător până la sosirea pompierilor, flăcările au fost domolite. Echipajul ISU a ajuns în timp util la fața locului și focul a fost stins. Din fericire, incidentul a avut loc în jurul orei 22, când traficul a fost liber și nu au fost afectate alte autovehicule. Detașamentul Arad a intervenit cu auto specială de stingere și apă și, cu apă și spumă în municipiul Arad. În momentul sosirii la locul incendiului, acesta se manifesta generalizat cu flacără deschisă la un autoturism. După o intervenție de aproximativ 15 minute, incendiul a fost lichidat. În urma cercetării efectuate la fața locului, s-a stabilit ca și cauză probabilă a incendiului un scurt circuit electric. Autoturismul a ars în proporție de 80%. Doi arădeni au participat duminică la maratonul de la Barcelona. Este vorba despre aceiași atleți amatori, Roland Unterweger și Dacian Todinca, cei care reprezintă Aradul în mod regulat la multe dintre evenimentele atletice din calendarul competițional al fiecărui an. Și de data aceasta, Roland Unterweger a reușit un rezultat excepțional, locul 71, cel mai bun loc ocupat de un român participant la această cursă, cu un timp de 2 ore 40 de minute și 35 de secunde, timp ce reprezintă un nou record personal, cu un minut și jumătate sub cel mai bun timp al său reușit la Paris în 2013. Dacian Todinca a terminat cursa în 3 ore 17 minute și 35 de secunde, clasându-se pe un onorant loc 2222, în condițiile în care la start s-au aliniat 20.000 de participanți. Străzile din zona sălii polivalente a municipiului Arad au fost inundate în această dimineață din cauza unei avarii la o țeavă a rețelei de canalizare. Din cele aflate de la reprezentanții companiei de apă, se pare că este vorba despre o țeavă veche din 1978, care se află pe lista de așteptare a investițiilor instituției. O îmbinare de pe parcursul acestei țevi a cedat, astfel că returul rețelei a refulat în stradă. Din fericire, în afara mirosului neplăcut, nu au existat alte consecințe negative, nici pentru trafic și nici pentru alimentarea cu apă a locuințelor din zonă.